Merge? Bun. Țigăruși electronice. Vapeuri. Acum ți arăt. Aramax. Scrie aici. Intensitatea aromei până la 30% cu mesh coil, cu din astea, băi. În gel de astea până nu smocărez din el, până nu bag din astea din el. Nu s-a lămurit. Are cu nicotina asta și cică până la 700 de pufuri, până la 700. Bă, baterie mare, 550 mAh, asta e bine, dacă o fie așa. 2 ml de lichid, 20 mg, așa, nicotină, nu știu ce, grape juice, cu ce asta? Banana mama. Așa, sarea noastră oferă o senzație, un sal Nic, care știți, cu Nic sal din ala. Mesh coil, adică e la bobină mesh, este concepută pentru cea mai așa, bla 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 bla, bla. Bun. Hai, ne apucăm de treabă. Scuș la subiect. Asta e ambalajul lui, unde stă. Este? Bun. Am mai văzut pe băieți la Pro Vape. Eu mă uit la ei. Mi-e place de ei, numai că au lăudat într-un timp. Acum ultima dată l-au dat, bă, băiatele, gold barurile alea, abia aștept să le iau și odată, să iau și eu unul. Bă, le-au lăudat. Ca idee, așa. Bă, da, miroase a banană. Vreau să spun. Ia, băi, băiatule. Doamne. Banana mama, ia să vedem, Aramax. Unde are ăla de aer, tăl aici? Aici, acum să arăt. Se simte așa, arată clasic el, dar așa cum e gripul ăsta, cum s-ar spune, cum îl ții în mână. Este? Ia stai să arăți așa. E, da? Oare ai scrie tu la fel treaba aia, că după ce îl deschizi să-l fumezi în 2 săptămâni, oricum îl fumezi repede, că la cât țin astea, o avea sau... Ți-am zis prima dată și prima dată, asta e toată problema la astea. De obicei mi s-a terminat bateria înaintea lichidului. Și uite și tu, iar e faza aia. Nu vezi lichidul, frate. De ce nu pune ceva ca la Vozol? Ca la Vozol să pună să vezi lichidul. Sau ca la Vap ăla, Next, cum îi spune. Nu știi. Bă, dar ce bine se simte așa în mână. Ia. Bă, și vântul. Bă, da, bun e, mă. La gust. Are ice de asta? N-are. Se simte TH-ul ăla pe gât. Throat hit-ul ăla. Băi, da, bun e. E bun la gust, al naibii, mă. Băi, am mai văzut pe băieți la Pro Vape că ei au benchmark, cum s-ar spune chestia aia, benchmark-ul. Și am înțeles eu că benchmark mai veni. La ce se raportează ei? The best of the best, știi? Că am văzut că e cu Nesty fix ăla, sau cum îi spune. La mine e Vozol ăla. Pro Switch ăla, kitul ăla. Recunosc, nu-l bate pe ăla, nu. Niciun. Ăla e 10 și ăsta... Bă, da, bun e, la gust. E bun la gust, dar niciun caz nu... Ha, deci te sperii, bă, băi, deci dacă fumezi din astea, e bun, îi dau un 7,5 ca idee, în comparație cu ăla de la Vozol Switch Pro. Îi dau un 7,5, ăla e 10. Deci, ăla e, te sperii, pur și simplu, e next level acolo. Încă o dată, băi, e bun. Doar ca și idee, eu fiind și fumător de țigări de astea analog, adică țigări clasice cu tutun și bla bla bla, și rulate, și să mor, cum mai zice cineva, bă, trambuși trebuie să mai fumez, trambuși. Să fumez trabucuri. Am fumat și din alea, și difoi și tot așa. Ideea e așa. Eu așa văd treaba. Cum pot să fac o comparație bună? Aș mai fuma acum o țigară, ghiși ce? După asta? Da. Asta e nasol. Ca și fumător de țigări, nu-mi taie neapărat foarte bine pofta aia de țigărușă. Da? Asta e, frate, asta e un pic nasol. Adică, cum îi spune, flavorul ăla, îi, banană și toată treaba asta. Dar, băi, nu e, nu rămâne, nu. E, până la urmă, ideea e așa. Aș mai lua din asta, din păcate.
Eu n-aș mai lua. În comparație, adică ai varianta aia de vozol, frate, care rupe tot, să moră. Bă, rupe, frate, vozolul ăla pro switch, da? Rupe. Da, ne auzim!